Hey people, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. În acest video vom realiza un DIY și anume un candelabru. Am nevoie urgent de candelabre în apartamentul ăsta, dar în mod special de unul pe hol, pentru că nu am nimic acolo. Era ceva foarte vechi, dar în momentul în care am zugrăvit l-am dat jos și nu am vrut să-l mai pun nicicum înapoi pentru că nu-mi plăcea deloc. Și zilele trecute mă plimbam prin Teddy și am găsit acest cerc metalic la reducere și când l-am văzut am știut exact ce vreau să fac cu el. Pe Pinterest îmi tot apar câteva idei, de fapt mai multe lucruri pe acolo care îmi plac super mult, dar este un candelabru care mi-a atras atenția din start și este făcut lână ață de croșetat. Nu știu cum să-i spun, eu am ales-o pe mea colorată, vedeți că și asta a fost la reducere tot din Teddy. Așa că au venit toate la fix. Iar astăzi vreau să încerc să recreez, pentru că cred că pot, să recreez acel candelabru la super buget. Ața 20 de lei, cercul 5,50 lei. Deci hai să facem un candelabru din 25,50. Let's go! Să începem cu așa zisele pene sau frunze. Pentru început, tai o bucată puțin mai mare de ață pe care o folosesc ca bază. O îndoi în două și o prind cu scotch atât în partea de sus cât și în partea de jos ca să-mi ușurez munca mai târziu. Apoi, tai o altă bucată de ață la dimensiunea dorită pentru lățimea frunzei. Dacă sunt mulțumită cu acea lungime, o păstrez ca și ghid ca să tai în continuare ața în franjuri mai mici. Partea cu nodul o să fie mai greu de explicat în cuvinte, însă cred că în imagine se poate aprecia destul de bine totul. La început pare puțin complicat, pune-i prin strugul, dar cu cât faci mai multe noduri de acest fel, o să vezi că devine instinctiv. Pentru că eu am ales ca candelabrul meu să fie colorat, de la jumătatea frunzei am adăugat o altă culoare. Dar aici depinde de preferințele fiecăruia. Când consider că am adăugat suficiente frunji de ață, încep să desfac ața în fire mai mici. Eu, pentru asta, m-am folosit de un piapten dens. Un mic truc, în caz că ața e prea subțire și se undulează, o puteți călca puțin cu călcătorul. Și acum e momentul să dăm formă frunzei noastre și să realizăm cât mai multe frunzulițe de genul. Eu am ales să îmbrac și cercul metalic în ață. Pentru asta, la început am lipit puțin scotch dublu ca să nu-mi fugă firul.
După ce am terminat cu acest pas, aranjez frunzele în poziția dorită și le atașez de cerc, ca și în imagine. Inițial am crezut că o să mă opresc aici, însă încercând să atașez candelabrul sus, mi-am dat seama că nu-mi place atât de mult și că trebuie să-i mai adaug puțin volum. Așa că am mers din nou în Teddy și am cumpărat un alt cer metalic, de data aceasta cu o circumferență mai mică. Pentru a păstra o distanță cât de cât egală, am prins circumferența mică de cea mare și am adăugat alta pe diagonală, făcând acest lucru în 4 colțuri pentru a avea o bază. Nu cred că e metoda cea mai perfectă, dar e cea care mi-a venit mie în cap pe moment și care mi-a dat rezultat. După ce am prins circumferința mică în mai multe locuri, am lipit-o cu scotch de dosul biroului și am folosit un liniar și un boloboc ca să mă ajute să păstrez acea distanță pe întregul cerc. Din păcate, nu am filmat foarte multe din această parte, dar cred că vă puteți da seama din scurtele momente pe care le vedeți. Și gata, acesta este rezultatul final. Cum vi se pare?